Vă salut și atâne la un nou video. Suntem la Muncel, o zonă deosebită, frumoasă, județul Cluj, chiar primul sat din județul Cluj, aici unde am făcut eu cunoștință prima dată cu oieritul. Ne aflăm aici chiar în momentul în care s-au vândut miei și încep să instaleze stâna, staurul și tot ce înseamnă producție de acum înainte. Ia uite că-i prind aici în cadru, deja la stână, montează staurul, e mulți. Spor la treabă! Nu-i mole! Nu-i mole! Hai să vedem aici pe Mili, că el se ocupă de staur. Ce faci, Mili? Tu te ocupi de făcutul staurului de mulți? Hai că băieții aici râd, da? Munca cea mai grea o faci tu. Munca cea mai grea o faci tu aici. Băi, dar ai un cadru în spate deosebit. Foarte faină zona asta, foarte, foarte faină. Deci, Alin, ce se fac? Ce se face aici? Acum se face staurul, așa e? Acum se face staurul, după la vreo 6 băgăm oile la împreunat, le alege fiecare și împreună oile lui, să măsoară laptele, de acolo începe oamenii la rând, fiecare care... Deci fiecare își ia oile lui, le mulge, își măsoară laptele, cât au fiecare și după aia se trece pe caiet, așa e? Se trece pe caiet, fiecare cât are și după aia... De mâine dimineață începe la rând, care are mai mult, ăla rămâne pe stână. Am înțeles, deci cu el începe rândul. Cu el începe rândul, poate tot așa merge la așa. Și asta se întâmplă acum la început și de câte ori o să mulgeți oile pe zi? Aici la noi cam o dată de 3 ori. De 3 ori la început? Aia, la început, de 3 ori. Am înțeles, și după aia, când scade laptele, de 2 ori. Asta ne 2 ori. No, asta știu și eu de când eram aici pe zonă, că tot așa se proceda și atunci. Am crezut că s-a schimbat ceva de atunci, dar tot așa. S-a schimbat la alții, dar noi le-am mai mult. De 3 ori. De 3 ori, da. Și ce fel de oi aveți aici în turmă? Surcanii, băle, bacice, surcanii de astea noastră. Am înțeles. Deci ați trecut și voi un pic, ați adus și brează pe aici, că înainte nu erau. E, avem și ceva brează. Înainte erau numai țigăile alea care le știam noi. Da, da. Cum a s-o trecut pe țurcană. Deci aceia, acum hai să mergem un pic mai aproape de staură. Deci acum, practic, voi montați exact staurul de mus, așa-i? Da, aici mutăm strungarul, strungarul. Strungarul. Le băgăm, facem strunga și stinge fiecare oile lui, care are mai multe, le mulge pe strungă. Faci cu câte? Cu două locuri, așa-i? Da, cu două locuri. Da, și am văzut că aveți și gard electric. Avem și gard electric, ala îl punem în afară aici, să ne culcăm în gard electric. Mai ușor de mutat. Da, da, da. Și aici probleme cu lupii? Sunt probleme cu lupii. Am avut ceva, dar nu, asta am încercat odată, ori de două ori și după aia n-am mai avut. N-am mai avut treabă. Că povestea e că aici nu stau lupii, din cauza... În cauza motorului. Motorului. Mai mult umblă motorurile ca și lupii. Bătăce dealurile umblă, jeep-uri, ATV-uri, scutere. Da, păi zona din asta de le place pe aici. Le place, că aer curat. Le place, că aer curat, așa cum zici. Da. Da. Și cât sunteți mai mulți aici cu oile, care aveți oi în turmă? Numai 3 am. 3? Deci voi 3 v-ați asociat. Da. Da, și luați voi și în funcție de fiecare cât are... Da. Vă părândați, așa cu... Ne părândăm fiecare părând, fiecare cât are, îți ia dreptul lui, fiecare. A, înțeles. A, e fain. Și acum oile-s plecate, așa-i? Plecate la pășune, aici.
Și la oi tătai că te umbla, așa-i? Câți ani are acum? Are 77, de cupă 78. Oi. Știu că el umbla la oi deodată cu bunicul. Da. Erau colegi de ciobănie. Cu... Au fost și cu bunicul tot la oi. Da, zic, erau într-o vreme, da, și ei erau împreună la oi. Da, au fost de mult. De când îl știu, tăi la oi a fost? Tăi la oi. Da, și aici, hai arată-ne, aici îi stâna. Aici e stâna. Acum am văzut că ați gătat de monta stâna, așa? Aici e casa ciobanului, este și mâncă. Aici facem, care vrea să facă, vine căldare, facem rinchiță, cașul, care vrea să facă aici. Deci așa arată stâna. Aici arată stâna, încă nu-i gata, trebuie să punem pat în ea, trebuie să... Să o amenajați. Da. Patul e pentru cine vine după lapte, așa? Nu, e după lapte, mai dorme, zic eu, noi, care vreau. Care vreau, da. Are cum vreau. Bun, și coliba? Că știu că aici încă se păstrează... Hai să ne uităm și la colibă, că aici încă se păstrează tradiția cu coliba aia veche. Acum lumea s-a modernizat, cu rulote, cu... Aici tot cu coliba a fost. Aici tot cu colibă. Ia uite un exemplar fain de canga. Deci asta e coliba. Aici e coliba. Pune adurniba de ambroziu. Da. Îi place, la așa s-a obișnuit, în coliba de asta îi place, așa-i? Da. La aer curat. Fain. Coliba. Știu că asta am avut și eu experiență faină, am durnit în colibă din asta când era bunicul și la oi. Da, da. Așa, acum a pregătit staurul, asta e prima zi, așa e care da, se urmează zi. La muls. Care ne organizăm cu mulsul. Și... Să margă după aia, mulsul, da. Dar aici sunt mai multe turme în sat, așa-i? Nu, asta și încă una noastră, două turme. Două turme? Că mai este acolo pe vale. Acolo s-a zis la Căscău, s-a uitat. Din satul vecin? Da, din satul vecin. Dar ce? Aia nu le mult, că n-au cu cine, că nu sunt țobani amul. Nu? Și ei ce fac? Țin ei? Țin ei la ele, că le mulge cum le mulge, dacă le poate, dacă nu le lasă așa. Că n-au cine, nu mai sunt țobani amul, umbla la voi. E greu cu ciobani. Nu mai știu umbla, ăștia care vin amul, nici nu vrea să audă ceva. Așa e, să știi, că cam așa este situația. Nu le mai place amul ăștia tineretul, nu le mai place lucru, nu le mai place oile, nu le place nimic. Așa e, și mieluții i-ați dat? Acum? I-am dat, ieri. Da? De unde? Au venit după ei cu... E mașina după ei. Da? Și cum s-a plătit anul ăsta? Cu 22 de lei. Și prețul bun față de anul trecut? Față de anul trecut, e foarte bun. Da? Bine. Și vă plăteaște cu banii pe loc, așa e? Sau... Da, cu banii pe loc ne-a plătit anul ăsta. Bă, nu-i rău, nu-i rău. Și care a fost o medie așa la mieluț? La mine mie de-au ieșit la 27-28. Oi, mie e făinuț. Da, am avut mie bun. Înseamnă că s-o și făta de vreme. Făta, n-am ales de bici. Nu? Nu. Bă, înseamnă că... Da, nu fără eu. Am avut mie și la 40 ceva de kg. Oi. Frumos. Fain. Și care s-o dezvolta mai bine? Din ce rasă? Eu n-am ajutat. Asta nu are bine aici la noi. Aia trebuie să fii mai mult pe Taiwan. Asta merge la fiindcă unul ce trebuie iată, n-are nici rău. Da. Dacă să duc amul să mai facă pare, așa-i? Să pregătesc să mai aducă niște pare. Pare la staură aici. Cristi, dar ceva, acum montez gardul electric. Da. Și ăsta pe unde e? Ăsta ca să țineți noaptea oile în el? Da. A, înțeles. Deci ăsta acolo ați făcut numai strungarul pentru mulți? Da, strungarul pentru mulți numai. Și aici doar oile noaptea. Da. Și ăsta îl mutați, așa e treptat, da. Așa e? Da. E treabă bună, că e și asta o pază bună cu gardul electric. Da. Stă și baia ambrozi un pic mai liniștit. Da. Aveți câini și la oi? Da, avem. Da? Nu știu cât e de departe oile, că poate o mare să filmăm și oile. Nu știu, da. Relativ
Acum mai rău să vedem și oile un pic. Da, da. No, bun. Bun, spor la treabă, ce să zic. Mulțumim! Trebuie să facem mai... Nu mai facem nimtă gardul ăsta. Ce-i, cățaua? Cățaua, nu. N-are nimic dacă merg încolo. Aline, dar cât timp are? Dacă merg încolo, oră când mai mustru în gardul, nu mai uie buta gardul. Ține să nu stai. Cangal original. Frumos, frumos. Hai. Da, uite, grăsime. Du-te încolo, ascultă-mă. Du-te încolo cât vrei tu. Că uile cât ace domn în partea unicolipa.